Salutare tuturor! Continuăm rezolvarea testului 22 și am ajuns la subiectul al doilea. Vom rezolva de data aceasta probleme de geometrie de tip grilă. Prima problemă propusă este, în figura alăturată, punctul B este intersecția dreptelor AC cu DE, iar punctul E aparține segmentului CD. Numărul segmentelor desenate în figură este Haideți să le luăm pe fiecare, să le numărăm pentru a nu rata vreunul. Dacă AC și D se intersectează în punctul B, avem uh, practic resturi sau jumătăți, dacă vrem să spunem așa. Dacă B ar fi jumătatea celor două drepte, celor două segmente, avem patru segmente mici: B, BD, AB și BC, și cele două mari AC și D de la care am. De ce, este și el un segment pe care se așează punctul F și creează alte două segmente, DF și FC. Iar unirea lui B cu F creează un alt segment BF. Și atunci să le numărăm. Avem 4 cu 2 în prima fază, adică 6 segmente, plus 1, plus 2, plus 1, care ne dau 10 segmente. Așadar, răspunsul corect la această problemă la acest exercițiu este de 10 segmente. Atât a fost pentru această problemă, din punctul nostru de vedere, nu este o problemă dificilă, așa că încercați să exersați pentru a fi siguri că acest punctaj va fi obținut de fiecare dintre voi. Ne vedem în următorul video cu următoarea rezolvare. Pa pa.